Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Eroii neamului românesc căzuți pe câmpul de luptă în Vrancea în primul război mondial au fost comemorați în cadrul unor ceremonii religioase care au avut loc la mausoleele din județ. Evenimentele au debutat la ora 11 la mausoleul eroilor din cartierul sud al municipiului Focșani. Eroii neamului au fost comemorați astăzi la Focșani. La mausoleul eroilor din cartierul sud a avut loc un ceremonial religios la care au luat parte autorități locale, județene, cadre militare și reprezentanți ai partidelor politice. Preoții s-au rugat pentru cei care s-au jertfit pentru țară. Care rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi, ostași, luptători români, adormiți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori și în depărțări, și pentru toți eroi, ostași și luptătorii români de la Mărăști, Mărășești, Oitus, Soveja, ca Domnul Dumnezeu să ne ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Veșnica lor pomenire, șlefă lor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor să fie veșnică din neam în neam. A urmat apoi depunerea de coroane. A fost o ceremonie scurtă, dar care demonstrează că eroii noștri nu au fost uitați. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri că noul an școlar va începe pe 14 septembrie. Majoritatea elevilor vor merge efectiv la școală. Autoritățile prevăd 3 scenarii după care s-ar desfășura cursurile. Pe 14 septembrie începe noul an școlar preuniversitar. Pentru majoritatea elevilor, asta înseamnă că vor merge efectiv, fizic, la școală. Pentru a ține cont de impactul pandemiei în fiecare școală, în fiecare localitate, au fost elaborate 3 scenarii în funcție de numărul de bolnavi din localitate. Aceste criterii sunt mai general valabile nu doar pentru școli, dar ele vor fi folosite și pentru a evalua impactul pandemiei asupra școlilor.
Aceste trei scenarii sunt scenariul verde, care înseamnă că în localitatea respectivă e mai puțin de o persoană în medie în ultimele 14 zile detectată cu COVID-19. Scenariul 2, care înseamnă scenariul galben, între 1 și 3 persoane detectate în medie zilnică în ultimele 14 zile. Și scenariul 3, când în media ultimelor zile au apărut mai mult de 3 bolnavi noi în localitatea respectivă. Aceste scenarii se folosesc pentru a descrie ce se întâmplă în școală. Foarte important și vă rog să rețineți această chestiune. Felul în care va funcționa fiecare unitate școlară va fi decis local. Mai multe școli din județ sunt partenere în cadrul unui proiect cu fonduri europene pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii. Acest program se încheie luna octombrie acestui an. Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate este titlul unui proiect cu fonduri europene menit să reducă părăsirea timpurie a școlii. Beneficiar este Casa Corpului Didactic Focșani, iar parteneri sunt Școala Homocea și Centrele pentru Educație Inclusivă Măicănești și Râmnicu Sărat. În cadrul programului s-au oferit și 5 burse. În cadrul proiectului am încercat să rezolvăm toate obiectivele pe care mi le-am propus. Obiectivul general al proiectului este reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru copii aparținând grupurilor vulnerabile, în acord cu cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale, prin includerea unor programe educaționale care să asigure accesul echilibrat la educație și îmbunătățirea calității educației prin formarea profesională a personalului educațional din școli defavorizate în care sunt înmatriculați copii cu un grad ridicat de risc educațional. Din nefericire, aceste trei școli se găseau pe o anexă inclusă în funcție de aceste vulnerabilități pe care le-am inclus în obiectivul general al proiectului. Tot ce mi-am propus în cadrul acestui proiect am încercat să realizez. Am atins toți indicatorii. Toate obiectivele specifice le-am îndeplinit. Un obiectiv era și acela de formare profesională a 110 cadre didactice din școlile respective. Eu sunt avantajată de faptul că beneficiez de rezultatele muncii dumneavoastră, de rezultatele muncii profesor Neaba Urenia, manager de proiect, și nu pot decât să fiu încântată că există atâtea beneficii, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru mediile defavorizate. Am înțeles statutul pe care îl are un director de casa corpului didactic, n-am făcut lucruri nemaipomenite, ci am lăsat ca lucrurile să curgă firesc, așa cum trebuie să se întâmple în orice școală, în orice instituție, din respect pentru muncă și pentru responsabilitate. Cred eu că e un exemplu pe care de bună practică, de mentorat, pe care omul însuși poate să îl genereze în fața celorlalți. Și respectul se câștigă, bineînțeles, respectând pe cei din jur. Felicitări! Ați făcut o treabă minunată! 45 de decese și 1345 de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore la nivel național în ceea ce privește situația COVID-19. În Vrancea au fost raportate 36 de cazuri noi. În spitalele de la Focșani și Adjud se află internați 157 de pacienți, dintre care 12 la secția ATI, 6 la Focșani și 7 la Adjud. Numărul persoanelor vindecate a ajuns la 896, iar a persoanelor decedate la 87. Direcția de Sănătate Publică Vrancea a efectuat până acum 12.841 de teste, fiind depistate 1.895 de persoane pozitive. În județul Vrancea, în data de 6 august 2020, după intrarea în vigoare
aplicarea legii numărul 136 din 2020 privind carantina și izolarea se află în carantină la domiciliu 282 de persoane, 0 în izolare instituționalizată și 162 în izolare la domiciliu. Până astăzi, 6 august, pe teritoriul României au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 28.992 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.639 asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare au fost înregistrate 1.345 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până astăzi, 2.566 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 5-6 august au fost înregistrate 45 de decese, 28 de bărbați și 17 femei. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.961. Dintre acestea, la ATI sunt internați 458 de pacienți. Pe teritoriul României, 5.607 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.078 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 19.362 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 178 de persoane. Polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele 24 de ore 966 de sancțiuni contravenționale în valoare de 202.555 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției au fost constatate ieri 3 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352 din Codul Penal. Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat începând cu data de 4 iulie 2020 o linie tel verde 0800 800 165, la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Vești bune pentru locuitorii comunei Răcoasa. A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru podul peste Pârâul Alba. Este vorba despre o investiție de peste 3 milioane de lei. În comuna Răcoasa va fi construit un pod nou de la zero. Într-un comunicat de presă al Consiliului Județean Vrancea se arată că ieri, 5 august 2020, s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții construire pod din beton armat peste Pârâul Alba în localitatea Răcoasa, județul Vrancea, în valoare de peste 3 milioane de lei, cu TVA inclus, finanțat în cadrul PNDL-2. Noul pod va avea lungimea de 26,10 metri, lățimea parte carosabilă 7,8 metri și lățime trotuare de 1,25 metri fiecare. Prin realizarea noului pod în localitatea Răcoasa se va facilita legătura între comuna Răcoasa și satul Mărăști, ceea ce duce la creșterea accesibilității către mausoleul eroilor de la Mărăști și a gradului de siguranță rutieră. Termenul de execuție este de 11 luni. Este în continuare nevoie de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea. Sâmbătă, 29 august, centrul va fi deschis și oferă celor interesați oportunitatea de a face o faptă bună. În perioada pandemiei, chiar dacă numele virusului COVID-19 a fost pe buzele tuturor, asta nu înseamnă că celelalte boli au dispărut. Sunt în continuare bolnavi, a căror viață poate depinde de o picătură de sânge. În această perioadă, Centrul de Transfuzie Sanguină nu a mai putut face colecte mobile, iar donatorii sunt din ce în ce mai puțini. Pentru a veni în sprijinul celor care în cursul săptămânii nu pot ajunge să doneze, Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea a decis să își deschidă porțile și sâmbătă, 29 august 2020. Având în vedere situația de excepție generată de contextul epidemiologic actual, imposibilitatea efectuării de colecte mobile și scăderea numărului de donatori în această perioadă, aducem la cunoștință faptul că sâmbătă, 29.08.2020, ușa centrului va fi deschisă pentru a primi persoanele care doresc să doneze sânge. Avem solicitări în acest sens, sunt oameni care nu pot veni în cursul săptămânii, adică în zilele lucrătoare, așadar am creat oportunitatea pentru aceste persoane și nu numai. Donarea de sânge aduce beneficii pentru sănătate, dar poate fi și un gest de omenie. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, dar foarte caldă. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 22 și 24 de grade Celsius, iar cele maxime între 34 și 36 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să vă spartă de o seară cât mai frumoasă. La revedere!